Pe lângă frumusețea imaginilor și a cadrelor, m-a impresionat și mesajul care se află în spatele acestui film, unul care îndeamnă către conservarea naturii și protejarea speciilor pe cale de dispariție. Felul în care au fost filmați acești lemuri din Madagascar, dintr-o familie de primate care au supraviețuit miraculos prin izolare. În fine, alături de IMAX a fost o experiență extraordinară, ca de obicei. Cele albe. Și mie aia care dansau peste stradă așa de... alergau în sărituri, aia mi s-au părut cei mai amuzanți. Mie mi-a plăcut că lemurii și-au făcut o familie. Așa am înțeles că așa discută și așa se înțeleg ei între ei. Experiența IMAX practic ridică ștacheta la un nou nivel în ceea ce înseamnă 3D-ul. Faptul că e 3D te face să fii acolo în acțiune și să privești cu alți ochi tot ce se întâmplă, ce se petrece acolo. De multe ori, așa cum fac copiii, și eu am întins mâna ca să mângâi blănița unui lemur extraordinar. Da, pentru copii este foarte interesant. Nu, uite și Anastasia o să recomande și colegilor, nu? Da. Chiar mi se pare interesant pentru toată clasa să vină toți în gașcă și să vadă filmul, pentru că e foarte, foarte educativ pentru copii.